Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Vorbesc de mult despre această emisiune, însă nu cu voi, ci cu invitatea. Ne-am întâlnit, am vorbit la telefon, ne-am dat mail-uri, ne-am dat mesaje, am schimbat, am creionat această emisiune, am făcut așa o strategie. O să vorbim acum despre Marea Conjuncție Jupiter-Uranus. Sunt două planete lente care se întâlnesc din când în când, dar în semnul Taurului s-au mai întâlnit abia prin 1940-1941, deci a trecut mult timp de atunci și se vor reîntâlni la anul tot în semnul Taurului, deci nu e nimic întâmplător, pentru că să știți că în astrologie avem o ciclicitate a acestor aspecte, a acestor întâlniri care sunt rare și, culmea, ele nu se manifestă doar la nivel personal, în funcție de ce avem prin astrograma natală, ci se manifestă foarte mult la nivel mondial. Pentru că veți observa că de câte ori are loc această conjuncție, lumea o ia puțin razna. Și spun că o ia puțin razna pentru că avem pe Uranus implicat. Da? Adică Jupiter, știm, este considerat marele benefic, cel care amplifică, cel care oferă, dar vă mai spuneam eu misiunile mele că Jupiter câteodată te și păcălește și amplifică și ce nu-i bun. E bine, Jupiter, care își dorește expansiune, da? Se întâlnește cu Uranus. Care este? Cine este? Să ne aducem aminte. Acea planetă a instabilității, a inovației, a schimbărilor, aș putea spune că și Uranus are o legătură cu un haos. Știm că Neptun guvernează haosul, dar oarecum și lui Uranus îi place să se joace așa și cu mințile noastre și cu viitorul nostru și cu planurile pe care le facem, pentru că poate să-ți ia foarte ușor mințile și la propriu și la figurat. Și aceste planete se întâlnesc din nou la anul. Și noi trebuie să știm ce se întâmplă. Și culmea, ne vom uita în istorie de câte ori s-au mai întâlnit și în alte semne, cam ce ne-a adus, ca să ne pregătească nu doar pentru anul, ci pentru următoarele decenii, ca să știți la ce să vă așteptați. E bine, și nu puteam decât să o invit pe Cătălina Mărăcineanu. Daniel încă nu o arăta, pentru că e, o să vedeți, este singurul astrolog din punctul meu de vedere din România care are experiența să ne povestească, mai ales din punct de vedere financiar, pentru că vremurile pe care le trăim, doar asta auzim, criză, inflație, salarii, pensii și tot așa, tăieri, PNRR, nu mai vreau să mă gândesc că eu nu sunt specialistă, dar ea este specialistă. Ce să vă spun, vă dau câteva cuvinte despre Cătălina, nu foarte multe, că vă las pe voi să o descoperiți. A mai fost invitată la noi la AstroSense, însă nu a fost în platou. Iată, acum va fi cu noi în platou pentru prima dată, preiau eu emoțiile ei, ca să nu le las, ca să poată să vorbească ea liber. O să mă vedeți probabil pe mine făcând tot felul de mișcări pe aici și fiind destul de zăpăcită, de altfel cum mă știți. Vă spun doar atâta despre Cătălina. Țin să vă spun că este economist de 20 de ani. De 13 ani, are experiență în asigurări și bănci, 13 ani, și mai are și experiență 3 ani în telecomunicații. Deci, cum să vii să vorbești despre finanțe, economii, criptomonede și alte chestii dacă nu ai în spate acest trecut, da? Dacă nu ai portofoliul acesta? Și da, din 2012 studiază astrologie. Deci Cătălina este și economist și astrolog. Daniel, poți să ne arăți pe Cătălina acum să o vadă și spectatorii noștri. Poate unii dintre voi o știți, poate unii dintre voi nu o știți. Ei bine, vă prezentăm pe Cătălina, cea care este cu banii și cu astrologia. Și din punctul meu de vedere, nu o să găsiți foarte mulți astrologi așa în țară. Bună, Cătălina! Bună, Daniela! Mă bucur să te revăd și mulțumesc pentru invitație și pentru introducerea frumoasă. Ne bucurăm și noi că te avem din nou aici. E adevărat că momentul în care vorbești despre bani și uitându-mă puțin la ce urmează în perioada următoare, nu ar trebui să fim atât de fericite și atât de vesele și atât de optimiste, dar ce să facem ca să noi indispunem încă de la începutul emisiunii pe spectatorii noștri? Râdem și noi, ce să facem, facem haz, cum se zice, haz de necaz, că tot timpul mi se spune că să las expresiile, că nu mă pricep la ele, dar uite, așa le învăț. Cătălina, știm că trăim vremuri foarte tulburi. Știm că ne apropiem de această conjuncție Jupiter-Uranus, care se va petrece la anul semnul Taurului în aprilie. Spune-ne, te rog frumos, când a avut loc ultima dată această conjuncție, așa, să le explicăm oamenilor, și ce s-a întâmplat acolo, în primul rând, din punct de vedere economic. Ultima oară această conjuncție a avut loc în anii 1940-1941, dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să repet câteva lucruri, să subliniez așa cum ai spus tu. Ciclul Uranus-Jupiter este caracterizat
prin descoperire în știință, prin inovație în tehnologie, prin idei nou, un suflu nou în ceea ce privește conceptele filozofice, dorința oamenilor de a fi mai liberi, de a se simți mai puțin îngrădiți, de a fi mai egali unii cu ceilalți, dar având în vedere că este implicat și Uranus alături de Jupiter, putem asista și la proteste sau la rebeliuni, la a ieși din ceva care era cunoscut până atunci. Vorbim de greve, că iată, Jupiter este în Taur, Uranus este în Taur, exact. Ele nu sunt apropiate cum vor fi în aprilie anul viitor, dar totuși, iată, sunt foarte multe greve, foarte multe proteste, atât nu la doar noi, la noi în țară, dar și în Franța, lume. Da, în străinătate și în lume. Și uite, în urmă cu câteva zile a apărut știrea că recesiunea va fi în Statele Unite începând cu trimestrul al patrulea. Deci Statele Unite, acea mult așteptată recesiune se pare că a ajuns. Dar cuvântul cheie este precauție. Sunt vremuri tulburi, într-adevăr. Emisiunile de acest gen și cunoștințele astrologice ne pot ajuta să fim mai precauți, să ne pregătim din timp, să ne luăm așa o vestă de salvare și să ne facem câte un plan pentru viitorul apropiat sau mai puțin... Bine, dacă vorbim de 2024, bineînțeles, este viitorul chiar apropiat, deci nu viitorul pe plan, cum să spun, peste 5-10 ani, și mai degrabă să avem acum o plasă de salvare, ai zis tu, să fim precauți. Exact. Ce mai vreau să spun, așa cum ai menționat și tu la început, când vorbim despre Jupiter, ne gândim la creștere, expansiune, dorința de a avea succes, progres, îmbunătățire, îl asociem cu optimismul, cu abundența, dar și cu exagerarea. Pentru că, așa cum știm, Jupiter este planeta gigantă a sistemului nostru solar și orice apropiere a sa de o altă planetă amplifică caracteristicile respective și planete. Și cele bune și cele rele. Exact, și cele bune și cele mai puțin plăcute. Cum spun eu de fiecare dată, totul în astrologie este și o resursă și o vulnerabilitate. Exact. Iar în trecut, această configurație planetară, cel mai recent, a avut loc în anii 1940-1941, cum spuneam mai devreme, și în anii 1857 și 1858. Și mai mult a fost și în 1998-1999, când atunci au fost niște mișcări în Europa, cruciade, prima cruciadă a fost. Adică de fiecare dată când s-a întâlnit în Taur. Exact, de fiecare dată când s-au întâlnit în Taur. Vă dați seama ce rare sunt. Ce rară este această conjuncție în Taur, adică ea se mai repete, pentru că să nu uităm un lucru, Jupiter se întoarce, face rotația în jurul Soarelui în 12 ani, Uranus face rotația în jurul Soarelui în 84 de ani, iată, statistică, probabilitate, iată ce rar se întâlnesc, deci s-au întâlnit ultima dată în 1940-1941, ai zis 1857, da. Când pentru România au fost niște ani foarte importanți atunci, și în 1998-1999, deci iată, vom trăi vremuri istorice. Și următoarea va fi în Taur, va fi în 2107. 2107. Nu mai avem mult de așteptat, se pare. Așa, Cătălina, du-ne în 1940, pentru că mi se pare că de acolo poți să ne spui și despre celelalte conjuncții. Nu știu de ce, dar cred că cea din 1940-1941 are mai multă relevanță pentru ceea ce se va întâmpla la anul. Într-adevăr, și atunci, ca și acum, Europa era implicată într-un război, conflict militar. Da. Într-un conflict. Da, asta te-am și rugat să te ducem, să ne ducem prima dată acolo. Așa cum bine știm, în momentul în care există războaie, conflicte militare, este afectată și economia. De peste tot, nu doar de peste din tot, țările respective. Da, nu doar din țările respective, pentru că se fac alianțe, parteneriate strategice, vin unele țări în sprijinul celorlalte și sunt implicate resurse financiare destul de mari la mijloc. De exemplu, pregătirea pentru această emisiune a fost ocazie pentru mine să-mi reamintesc câteva evenimente din istorie, unele le știam, altele mai puțin, doar așa cu titlul informativ. În 1940, după cum bine știm, Europa era, marea majoritate a Europei era sub o dominație nazistă. Singura țară care a opus rezistență era UK, Regatul Unit al Marii Britanii. Și iată că și acum Marea Britanie
este în afara Europei, pentru că a optat pentru Brexit. Deci se ține... Deci are alte condiții, are alți termeni și condiții. Are alți termeni și condiții, da. Tot în materie de economie și de ajutare financiare și de resurse financiare implicate, în 1940 Statele Unite nu erau implicate în cel de-al doilea război mondial, dar au susținut militar, au susținut financiar UK, tot îmi vine să spun în engleză pentru că... Nici o problemă. Pentru așa că marea majoritate când lucrezi a informațiilor sunt în limba engleză. Au oferit un ajutor nerambursabil de peste 30 de miliarde de dolari. Vă sună cunoscut, dragii mei? Iar acum, după cum bine știm, Statele Unite și aliații săi, partenerii NATO, oferă ajutor Ucrainei. Da. Ceea ce implică, cu riscul de a mă repeta, bani care trebuie să vină de undeva, se iau poate din altă parte și se redirecționează către industria de apărare, către armament, către zona aceasta a economiei. Tot în 1940-1941, din cauza războiului, pentru că marea majoritate a bărbaților erau la război, femeile au început să fie, să aibă acces la același locuri de muncă ca și bărbații și să fie plătite la fel de bine ca bărbații. Deci o revoluție pe piața forței de muncă. Deci de atunci, să știți că a apărut în perioada cu Uranus, când a fost ultima dată Uranus în Taur, vorbeam cu Cătălina înainte de emisiune, a apărut Wonder Woman. Adică nu exista femeia minune, personajul, dacă nu mă șel, Wonder Woman, cam atunci a apărut și femeile, și eu am citit acest lucru, țin minte că din 1950 au fost mult mai implicate, dar exact cum ai zis tu, după această conjuncție, oarecum rolul lor a fost, s-au gândit că e cazul să treacă și femeile la muncă, că era nevoie de cineva să aducă bani în casă, bineînțeles. Dacă ar fi să fac poate o paralelă cu ceea ce s-ar putea întâmpla acum, am putea vedea inteligența artificială, pentru că pusă în folosul muncii, în sprijinul oamenilor, robotică, pentru că Uranus este, așa cum știm, unul din cuvintele sale cheie este tehnologie, inovație, și vedem cum în ultimii ani inteligența artificială a luat avânt, se dezvoltă motoarele de căutare ChatGPT. Sunt o mulțime de resurse de inteligență artificială. Am stat și eu și m-am uitat în ultimul timp pe ele și să le reamintim oamenilor că semnul taurului este semnul resurselor, da? Când vorbim de arhetipul taurului, este cel al sămânței pe care o pui în pământ să facă roade, să crească, da? Și când Jupiter se duce acolo și se întâlnește cu Uranus, bineînțeles că va fi nevoie să se creeze noi soluții prin care să facem bani. Deci pe moment ne sperie foarte mult inteligența artificială, dar din ce am citit, să știți că au apărut deja lucruri de muncă speciale pentru aceste inteligențe artificiale, adică sunt persoane care generează conținut prin inteligența artificială, pentru că trebuie să-i spui o întrebare, trebuie să-i dai o descriere, să-ți dea un produs, să-ți dea, nu știu, un content, un conținut, și oamenii aceștia sunt plătiți ca să corecteze sau să verifice ceea ce face inteligența artificială. Deci cumva multe locuri, pe noi ne sperie acum că vor dispărea multe locuri de muncă, este adevărat, așa se va întâmpla, dar nu chiar pe termen scurt, însă inteligența artificială va crea noi locuri de muncă în următorii exact. Ani. Exact, sunt total de acord cu tine. Noi locuri de muncă și oricum avantajul generațiilor următoare este acela că ele au crescut cu tehnologia. S-au născut cu telefonul și cu tableta și exact. Cu Facebook și cu TikTok, exact. Deja s-au născut cu ele. Apropo de tehnologie, tot în anii 1940-1941 a fost lansat pe piață primul computer general Z3. Era o mașină, o măgăoaie cu multe butoane. Cât un perete. Exact. Îmi pare rău că nu am o fotografie. Nici o problemă. Dar dacă și imaginează. Așa. Avem imaginație în emisiunea de astrologie, nu e nicio problemă. Lansarea avioanelor cu jet, tot în perioada aceea, a fost posibilă. Ceea ce ne duce cu gândul că trăim vremuri interesante. Deci la anul se vor crea noi avioane, noi soluții de zbor, noi avioane, nave spațiale, se tot vorbește de o călătorie către Marte, călătorii în afara spațiului terestru. Tot ceea ce ține de tehnologie, de inovație va lua avânt. Deci așteptați-vă de la anul. Avem impresia că ultimii ani au fost memorabili pentru noi. Eu cred că de la anul lumea va fi memorabilă din toate punctele de vedere, mai ales că
Mă gândesc eu așa că această conjuncție se regăsește în astrogramă fiecarei țări. Fiecare țară va fi nevoită să se ducă către inovație, dar în funcție de unde se petrece această conjuncție. Deci iată, avem pe inovație foarte multe lucruri. Dar spunem financiar ce s-a întâmplat acolo, pentru că să le readucem aminte oamenilor că atunci, prin anii 1940 pe acolo, am avut marea recesiune. Da, ne reveneam după marea recesiune, practic revenirea a coincis cu războiul, cu penurie de resurse, oamenii au trebuit să se gândească cum să aibă acces la noi resurse, cum să exploateze mai eficient, cum să facă față lipsurilor războiului. Și la fel și acum, având în vedere că această conjuncție este într-un semn de pământ în Taur și Taurul este legat de resurse, Uranus imprevizibil, neașteptat, ne putem aștepta poate nu neapărat la schimbări climatice, dar la tot ceea ce vine cu aceste schimbări. Adică ne gândim și la Taurul reprezintă și pământul, exact. Fiind primul semn de pământ. Cu siguranță tot ce ține de pământ, de agricultură, inovații, adică în agricultură. De acolo cred că au apărut niște inovații și cred că și de la anul, așa că dacă vreți să obțineți fonduri pentru agricultură, să le obțineți, că ăsta este viitorul. Cumva conjuncția asta dă trendul pentru, iată, până în 2107 avem timp să facem un nou trend. Bun. Smart farming. Există conceptul de smart farming. Ia uitați, smart farming. Utilizarea tehnologiei smart în agricultură. Nu camioane, cum le spune, tractoare operate în mod inteligent. Sisteme de irigații în mod inteligent, agricultură organică, sustenabilitate, bio. Vreau să spun. Va apărea o preocupare pentru din ce în ce mai mare pentru alimentația bio, pentru modul în care ne alimentăm, cum ne alimentăm. Cumva vom ține mai mult, Cătălina, de tot ce înseamnă producători locali, exact, de producătorii noștri, pentru că atunci când mă gândesc la Jupiter Uranus, mă gândesc, bineînțeles, și la nevoia aceasta ca fiecare țară, da, să aibă propriile resurse, nu să mai apeleze la alte resurse, pentru că acolo sunt și alte aspecte foarte importante în următorii ani, dar dacă ne referim doar la Jupiter, Uranus în Taur, vorbește de pământul pe care îl prelucrezi tu. Deci cu siguranță se va pune mult accent aici și nu știu de ce am impresia că sunt niște bani care trebuie să vină pentru agricultură din PNRR sau din ceva. Din PNRR, da. Dar ei vor veni, sau toți banii din PNRR vor veni atât timp cât vor fi respectate acele condiții pe care le impune Uniunea Europeană. Și am găsit o paralelă cu 1940, atunci, pentru că Europa era sub ocupație nazistă și Germania a impus un nou trend și noi legi în Uniunea Europeană, în Europa. Acum Uniunea Europeană impune unele reguli și ca țările să respecte anumite condiții pentru a accesa aceste fonduri. Deci, atât de câte ori are loc această conjuncție, se repete evenimentele. Asta voiam să vă spun în astrologie. Aceste conjuncții, ciclicitatea lor, nu au cum să nu ne aducă aceleași lucruri, bineînțeles, mapate pe vremurile respective. Dar financiar, Cătălina, ce ne recomanzi tu în următorii ani? Pentru că știi ce se întâmplă? În 2020 a venit pandemia. În 2021 ni s-a spus că vine o criză, că n-a fusese pandemia. În 2022 a început războiul și vine criza și mai mare. Ce să facă omul gândindu-se că iată vine această conjuncție Jupiter-Uranus, mai ales că tu ai atâta experiență în zona de asigurări, de bănci, în economie? Ia spune-ne tu. Să-și exploateze la maxim talentele pe care le deține, pe care le are, pe care și le identifică. Dacă vorbim poate de cei care termină acum liceul și se gândesc să intre la o facultate, uite, astrologia, există și parte de astrologie vocațională și discuția cu un astrolog îi poate ajuta să-și identifice punctele forte, talentele pe care le au. Sau... Cu Cătălina am avut o emisiune despre astrologia vocațională, vă invit să o căutați pe canalul nostru AstroSens. Mulțumesc. Sau să discute cu un consilier școlar, psihologia aceea vocațional sau care îi pot îndruma pentru a vedea ce se caută pe piața forței de muncă. Într-adevăr, nu spune nimeni să nu mai faci dreptul sau să nu mai faci aseul. Dacă îți place și dacă îți găsești o vocație în lumina noilor aspecte planetare, poți oricând să vii cu ceva nou, să inovezi și în economie și în drept. Dar doar să faci o facultate
niciodată, pentru că așa s-a moștenit din familie, recomand mai puțin acest lucru. Nu mai merg vremurile alea, știți, când la mine în oraș să știa. Era exact cum ai zis tu, avocat sau inginer, ceva de genul. Și se știa, ori avocat, ori doctor, ori inginer. Dacă i-ai fi spus unui părinte acum câțiva ani că vrei să lucrezi pentru online, ți-ar fi zis, ce e aia? Ei bine, oamenii fac bani din stat pe Facebook acum, pur și simplu. Și cu alte cuvinte, această conjuncție de la anul cumva îi ajută pe cei care sunt îndrăzneți, exact. Pe cei care vor să schimbe și pe cei care nu vor să urmeze calea clasică. E adevărat că arhetipul taurului, să știți că este unul tradițional și conservator, doar că acum, avându-l și pe Uranus, cumva mulți dintre tineri vor avea curajul să se rupă, pentru că părinții, vrem nu vrem, au totuși nevoia asta de a-i ști siguri, de a-i ști stabil și tot timpul îi vor direcționa pe copii să caute calea cea mai ușoară, cea mai bătătorită, cea mai tradițională, să-i spunem așa. Cu Jupiter, Uranus în Taur, mă gândesc, de fapt ce m-ar interesa pe mine, că doar știm ce s-a întâmplat în anii respectivi, oamenii care se uită la noi, da? Cum ar trebui să investească, care ar trebui să fie relația lor cu banii, pentru că atunci când mă gândesc la Uranus Cătălina, mă gândesc, bineînțeles, la schimbări din acestea imprevizibile, după cum spuneam, inflație, taxe noi, și plus că gândește-te că noi la anul avem un an de alegeri și nu doar noi, în toată lumea. Deci cu siguranță vor fi niște tăieri colo, niște adăugiri colo, niște ajustări colo. Da, inflația va persista cel puțin până la finalul anului 2024, cât timp va fi activă această configurație. Era dobânzilor mici la credite a apus, urmează câțiva ani de dobânzi mai mari, ele se vor stabiliza într-o anumită plajă, dar doar cei care vor avea un istoric financiar credibil vor putea. Adică vor fi mult mai verificați oamenii. Vor fi mai, da. Nu va mai fi atât de ușor să iei un credit. Nu va mai fi atât de ușor să iei un credit din cauza dobânzilor mai ridicate și a veniturilor care unele pot să stagneze. Și în primul rând sunt erodate și de inflație. Adică apropiații mei îmi spun că înainte de 2020 rata lor la casă era într-un fel, iar acum îmi spun că a crescut cu cel puțin mult nu știu, mai mult de jumătate, știi? Adică m-am auzit sau 20%, adică chiar și nu știu, un 500 de lei, un 800 de lei la o rată se cunoaște, pentru că banii aceștia puteai să-i pui deoparte. Și atunci, cum spuneam și la început, recomand oarecare prudență, chiar dacă avem un venit mediu, da? Venitul mediu conform presei financiare este undeva în jur de 4.000-4.500, cam așa, cel puțin în marile orașe. Să încercăm să punem câțiva bani deoparte, instrumente de economisire. Există un principiu în economie, niciodată să nu ții toate ouăle într-un singur coș. Never put your eggs in one basket. Țineți minte asta, că ne-a mai zis-o Cătălina și trebuie să o reținem, că mare dreptate are. Uite, la noi în România unele companii au eliminat plafonul pentru a investi la bursă. Deci trebuia să ai o sumă minimă, da, unii broker prin intermediul cărora să investești la Bursa de Valori București, și unii au eliminat-o. Și atunci oricine are curiozitate, cunoștințe, poate să începe cu sume mici. Cu sume mici, da, cu sume mici, pentru că era un plafon, la un moment dat fusese 10.000 de RON, apoi scăzuse la 5.000, apoi la 3.000 sau la 2.500 și acum s-a adică eliminat acest plafon. Aveți așa un simț strategic sau sunteți mai un simț mai speculativ, să-i spunem, anul viitor e bun să vă jucați cu bursa. Exact. Dar mai nu contează vârsta, nu contează educația, pentru că, și mă rog, trecutul nostru, experiența noastră, Cătălina ne-a învățat acum 2 ani când a fost prima dată în interviurile noastre, că există reconversia profesională și ea este foarte susținută în acești ani. Deci, cu alte cuvinte, la anul ne putem juca cu toate instrumentele acestea financiare. Exact, ne putem juca cu instrumentele financiare. Știu că e posibil ca generația mai tânără să fie atrasă de criptomonede. Spune-ne de criptomonede, doar pe scurt, nu vă grăbiți cu criptomonedele, o să mai facem o emisiune o să avem o emisiune specială cu Cătălina exact despre tot ce înseamnă viitorul din punct de vedere financiar. Dacă ne gândim, mă gândesc așa, că Jupiter are o mare legătură și cu partea aceasta, Cătălina, de
de a pleca, de a călători, de a expansiune. Și deja văd un exod așa al oamenilor din marile orașe, da? Bănuiesc că ele întâlnindu-se în Taur, oamenii vor dori case, vor dori locuri cu natură, vor schimba veniturile. Adică citesc articole despre oameni care s-au mutat și au făcut o casă și dintr-o dată există stilul acela minimalism, conceptul de minimalism. Exact. Vor dori să se reconecteze cu natura, să fie mai aproape de natură, să simtă partea aceea de pământ, da, conectare cu natura care te ajută să te eliberezi de unele tensiuni, să fii mai creativ. Apropo de reconversie profesională, să fii mai puțin stresat, să-ți vină ideile. Și uite, o să îți dau un exemplu. Ai spus de astrologie, de casele vocaționale și astrologie vocațională. Eu am început să studiez astrologia pentru că vreau să știu ce meserie mi se potrivește. Iar la 10 ani distanță, tot prin intermediul astrologiei vocațională, mi-am descoperit o nouă pasiune, cea pentru designul interior. Deci dacă acum ar fi să fac o altă facultate și fac în prezent un curs de design interior, ce vreau să spun este că la orice vârstă ne putem descoperi în funcție și de aspectele planetare, de tranzitele la harta natală, putem să ne descoperim lucruri care ne fac plăcere și care la un moment dat pot fi monetizate. Cuvântul cheie al anului viitor, monetizare. La AstroSens vom vorbi doar despre monetizare. La anul ăsta vorbim despre acceptare, așa, și la anul vom vorbi despre monetizare. Dar atenție că monetizarea nu înseamnă că ne îmbogățim, cum de multe ori în consultațiile astrologice spunem oamenilor că există aici oportunitate financiară și ei cred că vor câștiga la loto și se întorc peste ceva timp și mi-ai zis că mă îmbogățesc. Nu, am zis că vei avea oportunitate financiară și întrebi, ți-a crescut salariul? Da, mi-a crescut cu câteva sute de lei, câteva sute de. Păi ai oportunitatea financiară. Cu alte cuvinte, o conjuncție Jupiter-Uranus, da? Ea vine, eu am învățat o chestie despre Uranus în toate cursurile de astrologie pe care le-am făcut. Poți să-ți faci 1000 de scenarii, 1000 de scenarii, niciunul dintre cele 1000 de scenarii. Tot timpul va mai apărea ceva cu Uranus, este total imprevizibil, da? Deci la anul de aia e bine, cum ne zice Cătălina, să avem o bază, pentru că nu știi niciodată. Poți să câștigi la loto sau poți să sărăcești, le ai pe ambele la anul. E foarte ciudată această conjuncție. Hai, Cătălina, să le povestim oamenilor, știi cum e, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare zodie ascendent, câteva cuvinte cheie. Cam unde se va manifesta această conjuncție Jupiter-Uranus în Taur, că mi se pare destul de important. Și să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Pentru cei cu ascendentul în berbec, conjuncția va avea loc în casa a doua, casa resurselor, a banilor. Cum spuneai și tu mai devreme, poți să descopere noi modalități de a face bani. În funcție de aspectele din harta fiecăruia pot apărea și pierderi, pentru că e vorba de Uranus acolo. Pentru cei cu ascendentul în Taur, conjuncția va avea loc în casa întâi, deci corpul fizic, vor dori să poate să facă schimbări, nu neapărat operații estetice, dar poate o schimbare de look mai radicală. Sau știi cum e, vorbeam de sustenabilitate, de bio, cred că cu Jupiter Uranus în semnul întâi, casa întâi, devin mult mai preocupat de tot ce înseamnă alt tip de hrană, da, poate de la anul cei taurii sau cei cu ascendentul în Taur vor mânca diferit și cred eu că această conjuncție lor le poate aduce și un breakthrough, o spargere a ceva, o schimbare din aceasta neașteptată. Spun de multe ori că Uranus este precum un uragan, știți cum este, din Vrăjitori din Oz, Dorothy bate din pantofior și vine dintr-o dată un uragan și o ia cu tot cu casă, cu cățeluș, să o ducă la Vrăjitori din Oz. Cam așa cred eu că o să fie această conjuncție pentru tauri, pentru cei cu ascendentul în Taur, în afară de ce ai zis tu, corpul fizic. Mergem la Gemeni. La Gemeni, conjuncția are loc în casa a 12-a, ei poate vor simți nevoia de o ușoară izolare, meditație, călătorii în zone mai îndepărtate, dar cu încărcătură spirituală, mare atenție la unele afecțiuni cronice care se pot acutiza. Sau la chestii noi. Sau la chestii, da, la lucruri noi. Uranus parcă are o tendință și către tot ce înseamnă neurologic, către tot ce înseamnă, exact, partea asta, sistem nervos. În cazul în care ar fi vorba de o afecțiune, poate un tratament inovator poate să apară. Pentru cei cu ascendentul în rac, o să mă gândesc acum așa. Casa 11-a, conjuncția Jupiter-Uranus. Casa 11-a, Jupiter-Uranus are loc acolo, sunt afectate grupurile, asociațiile, organizațiile din care fac parte, prietenii, pot apărea prietenii noi. Dintr-o dată vă treziți la niște evenimente și vă gândeați cum poți să-ți mai faci prieten la 40-50 de ani. Bine, conjuncția asta se întâmplă și cred eu că pe rac o să-i ducă în zone din acestea de voluntariat, de
alte activități, vor fi mai activiști și aveți mare grijă la ce planuri vă faceți anul ăsta, pentru că la anul nu vor mai fi atât de valabile cu Jupiter Uranus acolo. Adică unele sunt acceptate, dar unele nu sunt acceptate, ca să vă creez așa o idee. O conjuncție Jupiter Uranus în casa 11-a pentru voi e o schimbare din aceasta de direcție bruscă, neașteptată, vă sperie că voi aveți nevoie de stabilitate, dar cred eu că vă duce acolo unde vă trebuie. Deci nu vă supărați dacă la anul pierdeți prieteni, schimbați comunitatea din care faceți parte, anturaj, și nu vă supărați nici pentru planurile care vi se pregătesc. Mergem acum, iată, la lei sau cei cu ascendentul în leu. Cei care mă iubesc pe mine foarte mult. Așa? Vorbim de casa 10-a, imaginea socioprofesională, statutul, cariera, pot avea loc schimbări la locul de muncă, un nou loc de muncă, ceva inovator, la fel vorbim de Uranus, sau poate în funcție de conjunctură, poate pierderea unui loc de muncă, dar care nu ar trebui privită ca o tragedie, pentru că... Orice criză e oportunitate. Exact, orice criză este o oportunitate și nimic nu se pierde, tot se transformă, este un principiu. Fiind un semn fix, nu schimbă, ei nu vor să schimbe. Și când vine o conjuncție din asta, vor trebui să schimbe. Pe moment se vor victimiza, dar să știți că ce se întâmplă profesional la anul nu e deloc întâmplător. Și mai am eu Jupiter Uranus în casa 10, mai ales pentru femeile care au ascendent în leu, poate să vină cu o schimbare nemaipomenită din punctul de vedere al autorității masculine din viața lor, adică tot ce înseamnă tată sau soț. Exact. Deci vor da lovitura profesională la anul, ca să spunem așa, cei cu ascendentul în leu. Iată, mergem la fecioară sau cei cu ascendentul fecioară. Conjuncția are loc în casa noua, casa călătoriilor, a studiilor aprofundate. Vor dori să-și lărgească orizonturile, să călătorească și fizic, dar poate cu imaginația. Poate cei care au, nu știu, talent literar, poate le vine o idee pentru un blog, un roman, orice. Poate cu justiția sau... Da, ne gândim la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară, că Jupiter e și guvernator de casa noua și poate își vor cunoaște partenerul peste mări și țări. Exact. Peste așa, sau poate vor decide să plece din țară, vor decide să se întoarcă în țară pe neașteptate. Adică acum când facem emisiunea asta nici nu aveți în cap, dar când vine Uranus lângă Jupiter, vă treziți, gata, mă duc în Honolulu, mă duc în Africa, la copiii din Africa să-i salvez pe aceștia, știi? Și da, vor bata chestiuni de justiție, de studiu, deci vor avea un an foarte important din punctul meu de vedere. Casa noua câteodată poate să-și lase amprenta mai mult ca o altă casă. Trecem acum la balanțe sau cei cu ascendentul în balanțe. Împrumuturi, este o casă financiară, pot să iau un împrumut rapid. Deci mare atenție la cei care doriți să faceți un împrumut anul viitor, să citească cu atenție condițiile, să nu se pripească, deci să studieze foarte bine, mai ales dacă e vorba de o casă sau de un bun de folosință îndelungată, sau pot primi unele, poate o moștenire neașteptată care să-i ajute să ramburseze un împrumut. Și eu mai am un sfat pentru cei cu ascendentul în balanță: dacă treceți printr-un partaj la anul, e cu mare, mare risc, mă gândesc, nu? Adică atunci când ai o conjuncție Jupiter-Uranus în casa 8-a și vrei să divorțezi, nu-i de bine acolo. Nu e de bine. Cum spuneam mai devreme, trebuie să citești cu atenție. Trebuie să citești cu atenție, trebuie să ai grijă ce negociezi și grijă mare. Orice divorț în care intrați la anul, orice separare, chiar și dintr-o afacere, dacă vreți să ieșiți, să știți că negocierile sunt grele. Sunt grele pentru că nimeni nu vrea să lase și cumva Uranus vă poate lăsa pe ambii, fără, nu știu, se întâmplă ceva acolo. Să trecem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion. Conjuncția are loc în casa a șaptea, casa parteneriatelor, a căsătoriilor. Pot cunoaște pe cineva nou. Diferit față de ce au avut până acum. Un partener, nu știu, original, excentric, ceva la care nu s-au gândit, cum spuneai și tu. La fel și contractele cu aspectele legale, pentru că casa a șaptea reprezintă și partea asta. Și da. Partea aceasta. Pentru că
casa a șaptea face aspect tensionat de opoziție la ascendent, la fel trebuie să aibă grijă și la cum se alimentează. S-ar putea să fie, poate în cazul unor doamne sau domnișoare, poate fluctuații de greutate? Exces, un exces, exces de zel, da, undeva. Exact, un exces, exact, de zel, pentru că Jupiter vine, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, domnule. Să pot să mănânc, pot să mă îmbrac, se rezolvă. După ce iese Jupiter acolo, zici, dragii mei Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion, anul, puteți să găsiți unde nu vă așteptați pe cineva. Problema este că se poate întâmpla lucrul ăsta și dacă sunteți singuri și dacă sunteți într-o relație, cineva să vă ia pur și simplu mintea. Sau de neunde puteți să vă despărțiți și, cum spunea și Cătălina, partea contractuală, partea de procese, trebuie să aveți foarte mare grijă acolo. Deci, acum la săgetător sau cei cu ascendentul săgetător. Conjuncția are loc în casa a șasea, casa muncii și a sănătății fizice, a rutinelor. Pot avea loc schimbări în ceea ce privește multe ajustări. Multe ajustări, da. Sănătatea fizică, ar fi bine să avem un program bine stabilit, o rutină. Ceea ce lor nu le place niciodată. Dar să nu uităm că l-au și pe Saturn în casa a patra și că vor trebui. Nu uitați că Jupiter e guvernator vostru. Deci orice întâlnire a guvernatorului vostru cu o planetă importantă, cum este Uranus, vă dă viața peste cap. Și cum noi considerăm casa a șasea o casă slabă, problema este că trecând prin atât de multe ajustări la anul, s-ar putea, cum ai zis tu, să îi îmbolnăvească. Casa a șasea este și cea cu managementul stresului. Anul viitor nu o să fie ușor pentru voi, pentru că veți avea foarte multe chestiuni administrative, treburi gospodărești, exact, drumuri de făcut. Și nu doar pentru voi, dragii mei, nu doar pentru voi, pentru că la voi Jupiter e și guvernator de casa a patra. Vă treziți că e un membru de familie bolnav și vă treziți că, nu știu, casa are probleme și o să aveți foarte mult de muncă. Dar bănuiesc eu că această conjuncție Jupiter-Uranus lor le arată chiar că au nevoie de program, cum ai zis tu. Exact. Că dacă n-au ceva stabilit, vai de viețuca lor, să spunem așa. Deci la Capricorn sau cei cu ascendent sunt Capricorn. O să-i înveselească, pentru că această conjuncție are loc în casa a cincea, a creativității, a copiilor, a plăcerilor, să ne satisfacem mici plăceri. Și așa cum știm, capricornii sunt mai pragmatici, mai serioși, această conjuncție este mai mult decât binevenită. Pot ieși să petreacă mai mult timp în oraș, să petreacă mai mult timp cu copiii, poate, în cazul celor care nu au copii, un nou membru al familiei să... Vă treziți cu un copil pe neașteptate, aveți grijă la anul ce faceți. Fie un copil în familie, dar poate fi, nu știu, nepot, adică nu neapărat al lor, exact, în familia extinsă. Pot fi mai creativi, speculațiile financiare. Asta voiam să te întreb, Cătălin. Aici voiam, eu cu asta și început la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Să le spunem să stea departe de pariuri? Exact, să stea departe de pariuri. Să le spunem să stea departe de păcănele și de alte jocuri de noroc? Să rămână. Sau există și un... și o posibilitate să dea lovitura la anul. Să nu uităm că vorbim totuși de Uranus, deci există posibilitatea. Poate să fie o situație win-win, cum se spune în teoria economică. Dar să nu bage prea mult în jocurile astea de noroc. Exact cum vă spunea Cătălina mai devreme, nu ne băgăm toți banii într-un singur coș, toate ouăle într-un singur coș. Ce an vor avea capricornii? Mergem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător? Casa a patra, cămin, familie, imobile, să verifice instalațiile electrice, pentru că Uranus este asociat și cu electricitatea, să nu se trezească când le lumea mai dragă că le... Nu le mai merge ceva până în casă, exact, li se strică, mașina de spălat, frigiderul, toate până în casă. Da. Se mută. Spunem că se mută vărsătorii la anii sau pot să-și facă o casă sau pot, da, să schimbe. Da, exact. Pot să schimbe. Pot să... își facă acea casă cu inteligență artificială, smart house. Smart house, da, exact. Deci vărsătorilor, dacă la anul vreți să vă renovări faceți o casă... Renovări în casă, știi, acum există și întrerupătoare cu touchscreen. Păi da, adică exact, te duci la serviciu și dai drumul la aer condiționat când te duci acasă să fie deja totul minunat, adică există tot felul, da, de aplicații. Ce mă mai gândesc eu cu Jupiter-Uranus la vărsător la anul, în casa a patra, că pot apărea și dezrădăcinări. Adică inclusiv plecări din țară sau rupere de familie, pentru că Uranus, din păcate, când vine acolo, aduce instabilitate și nu prea îți găsești locul. Deci va fi și o tendință din aceasta de a-ți căuta rădăcini, dar nu prea le găsești la anul, din păcate. Bun! Deci mai acum la pe sau cei cu ascendentul în pește. Conjuncția are loc în casa a treia, casa comunicării, a studiilor, frați, surori, se pot îmbunătăți relațiile cu vecinii. Cine știe, după atâta timp de lucru de acasă.
aveți nevoie de, oameni, de foarte mulți oameni în jurul vostru. Din câte știu eu, casa 3 are și o, fiind casa a doua de la casa banilor, da? E și o casă foarte bună pentru cei care vor să facă, să învețe banii să facă pui. Dacă exact, la anul, exact. Cum zicea Cătălina mai devreme, că ea a început să studieze designul, da? Iată, peștii sau cei cu ascendentul în pești, la anul dintr-o dată se decid să fac un curs de barista, un curs de design, pe lângă ceea ce au studiat și ceea ce lucrează, dar dintr-o dată vor și altceva care să-i ajute să monetizeze atenție aici și acum. Atunci când vorbim de o conjuncție Jupiter-Uranus în Taur, e vorba de aici și acum, adică avem nevoie de bani, nu pe termen lung, am eu nevoie de bani în plus acum. Și cum pot să-i fac? Printr-un part-time, printr-o colaborare, printr-un atelier, un workshop și tot așa. Și când mă gândesc la casa a treia, iată, vă plimbați mult, iar chestiuni administrative, studiați, învățați limbi străine, vă reconectați cu verișorii, mergeți la evenimente în familie, se mai căsătorește unul, mai face altul un copil, o să fiți pe drumuri tot timpul anul, dragii noștri, pe sau cei cu așa ne întâmpești. Of, Cătălina, îți mulțumim mult de tot această conjuncție. Să știți că noi vom mai discuta despre ea, pentru că e un aspect important, dar am vrut doar să vă facem așa un teaser la ceea ce ne așteaptă la anul. Cert este că, exact cum ne spunea Cătălina la început, să avem precauție, să avem un pic de minimalism, să nu mai facem cheltuieli inutile, pentru că dacă vă duceți înainte de 2020, veți constata că omenirea consuma, pentru că, iată, noi România chiar aruncăm multă mâncare, am înțeles, deși da, am fost crescuți, da. Mănâncă că se strică în frigider, scuzați în cacofonie, așa, adică va trebui să învățăm să gestionăm altfel resursele cu această conjuncție, pentru că lumea se schimbă și trebuie să ne adaptăm și noi la ea. Adică, da, ne supărăm că, da, de ce trebuie să facem asta? Da, de ce e război? Da, de ce e inflație? N-avem ce să facem. Condiția de muritor, cum spun eu de multe ori, vine și cu aceste probleme din când în când și dacă vrem să ne fie bine, contează puțin și de noi, nu doar de ceea ce se întâmplă în lume. Nu trebuie să ne victimizăm tot timpul. Cătălina, îți mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Căutați cealaltă emisiune, că vom mai avea o emisiune cu Cătălina despre chiar problemele financiare din următorii ani.